Bine v-am regăsit în fața unui alt edificiu. De data aceasta, important al Bucureștiului, de data aceasta a construit la începutul epocii comuniste. Deși poate nu s-ar spune, însă și în această perioadă au fost construite diverse așezăminte, locașuri de cult, instituții, a căror clădire a menținut cât de cât parte a stilului clasic sau neoclasic și a mai adăugat și elemente staliniene, simple sau arhitectura brută, cum a fost supranumită. Suntem, de fapt, în fața clădirii Operei Române de Stat, a patra operă creată în România, o instituție mai veche, care se datorează, de fapt, unei personalități a secolului XIX, început de secolul XX. Avem statuia dumnealui George Ștefănescu, compozitor și fondator al Operei Române, privind, practic, către întruparea ideilor sale, această clădire magnifică, cu 952 de locuri la interior, o sală în formă de podcoavă, de U, un candelabru în sala principală cu 100 de brațe, deosebit de frumos, aurite aceste brațe. Această clădire fiind cel mai mare teatru liric al țării. Putem vedea pe fațadă patru statui reprezentând muzele. Sunt statuile care practic sunt capetele de coloane de la intrare. Trei arcade care de fapt deschid ușile principale de acces în Opera Română. O clădire construită între 1953, inaugurată în 1954 cu o operă a lui Piotr Tchaikovsky, denumită Dama de Pică. Am putea să spunem totuși că compania Operei Române este totuși mult mai veche, iar Liga Teatrelor datează din 1877, George Ștefănescu fiind cel care a realizat această Liga Teatrelor, unde pentru prima dată s-a jucat piesa Lohengrin din 1921. George Enescu a fost cel care a interpretat-o, însă această piesă a fost scrisă de Richard Wagner, dedicată socrului său, Franz Liszt, care deseori în perioada Imperiului Austro-Ungar a venit și a concertat la noi în mai multe orașe, în special din Transilvania, care la momentul respectiv era parte a Imperiului Austro-Ungar. Tot pe fațada Operei Române putem regăsi și aceste două bazoreliefuri foarte frumoase, unul în partea stângă, iar celălalt în partea dreaptă, cel din partea dreaptă reprezentând zborul unor balerini, iar cel din partea stângă, practic, o scenă de operă. Nenumărase evenimente au fost susținute la Opera Română. Uitați, anul acesta s-a susținut Gala Inimii, dar și foarte multe reprezentații în premieră. Sala merită vizitată din perspectiva vederii unui spectacol. Opera Română își are în față, practic, și cel care au inaugurat spectacolele pe lângă George Ștefănescu, dar așezat oarecum cu fața către Dâmbovița, cu spatele înspre operă, o sculptură a lui Ion Jalea, care să vă spuneam că are un muzeu întreg dedicat chiar la malul Mării Negre, la Constanța, și care a realizat multe dintre sculpturile vremii, reprezentându-l pe George Enescu, cel mai mare compozitor român, despre care am mai vorbit și în episoadele trecute. O sculptură din bronz pe un soclu de marmură și piatră. Suntem, de fapt, aici în piața Operei, unde pe dedesubtul, să-i spunem, acestei piațete curge râul Dâmbovița,
dar avem și unul dintre marile noduri de metrou. Mari datorită metroului construit în ultimii ani, când s-a dorit prelungirea operei din perioada comunistă, da, realizarea metroului din anii 80, cu o nouă aripă, cea înspre drumul Taberei, pentru a decongestiona ieșirea din cartierul al cărui nume ne aduce aminte de tabăra lui Tudor Vladimirescu. Acolo și-ar fi așezat tabăra și din acest motiv, actualmente, numele este drumul Taberei. Însă, acest cartier are o altă conotație. Denumirea lui este Cotroceni. Cotroceni de la verbul a cotroci din limba română. Un cartier menționat ca o pădure în care se ascundeau tâlharii, hoții, pentru a nu fi găsiți, se cotroceau. Din acest motiv este dată această denumire, încă de pe vremea lui Mihai Viteazu. Mai târziu este menționat în perioada lui Mihai Cantacuzino, acesta încercând să scape de represaliile unei istorii amoroase neconvenabile, s-a ascuns tot aici, nu a fost găsit în secolul XVII, iar ca mulțumire s-a gândit să fondeze o mănăstire, o biserică, biserica fiind de fapt astăzi în incinta Palatului Cotroceni, palat care este reședința președintelui țării, președintelui României, dar a fost și reședință regală. Inițial, vă spuneam, a fost o biserică. Biserica a suferit la cutremurul din 1977 și a fost reconstruită în ultimii 20 de ani. Iar palatul a fost și reședință regală, iar în perioada comunistă, palat al pionierilor comuniști. Cartierul, amploarea, să-i spunem, construcțiilor, a venit în perioadă interbelică mai mult, când, datorită pasiunii descoperirii altor continente, dintre clădiri au formă de pachebot, de navă, dar de fapt de pachebot de mari dimensiuni, având geamurile în formă de hublon, exact ca pe vapoare. Sunt foarte multe clădiri în stil neoromânesc, ca și biserica. E amestec de stil bizantin cu neoromânesc de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu sau post brâncovenesc, Sfântul Elefterie. Și foarte drăguț, în mijlocul cartierului, să spunem, Cotroceni, a rămas și o bisericuță, Biserica Sfântul Elefterie Vechi, în patrimoniu național, cu frescă exterioară la intrare. Acum mergem înspre clădirea adiacentă, lateral stânga, lateral dreapta, cum privim opera română, la clădirea Facultății de Drept. Astăzi, pe frontispiciu, vom vedea scris Universitatea, bineînțeles aparținând Universității de Stat București, fondată de Alexandru Ioan Cuza, încă de 1864. Însă, inițial, clădirea a fost totalmente destinată studiilor juridice, Facultății de Drept. Pe lângă această clădire a Facultății de Drept sunt și căminele studenților care vin din toate colțurile lumii în fiecare an, ale României în special, pentru a-și desăvârși această carieră legală, juridică. După cum menționam, Palatul Facultății de Drept își are originea în 1935, în urma unor strângeri de fonduri susținute și promovate de către Carol al II-lea, cel de-al treilea rege al României, care a fost supranumit
regele Playboy. Sunt multe istorii legate de Carol al II-lea. Cert este că a fost obligat să abdice în cele din urmă, a plecat, a părăsit țara, însoțit de iubita sa, de origine evreiască, Talupescu, plecând în Portugalia, la Estoril. Dacă veți merge, nu departe de malul mării, este palatul lui Carol al II-lea de România. Trupul său, neînsuflețit, după mulți ani de la moartea sa, a fost readus în țară și este îngropat la necropola, la necropola regală de la Curtea de Argeș, împreună cu întreaga familie regală. Pentru ultimii regi, regele Mihai și regina Ana, Bourbon-Parma, chiar s-a construit o catedrală separată de cea restaurată de către Le Comte Nui, vechea biserică a mănăstirii Curtea de Argeș. Ajuns în fața palatului clădirii Universității, a Facultății de Drept, ar trebui să menționăm arhitectul principal, Petre Antonescu, care își are în portofoliu mai multe clădiri din țară, nu numai din București. Stilul acestei clădiri este un stil, pe cum vedeți, cubic, pătrate, art deco, tipic pentru perioada anilor interbelici, având pe frontispiciu, între coloanele semi-evidente, ca să spunem așa, ieșite în afară, la pilaștri, statui cu juriștii din antichitate. Licurg, Solon, Cicerone, Papinian și Justinian. Am putea spune să ne legăm puțin de ultimul lumen, Justinian. Cine a fost acesta? A fost unul dintre cei mai sângeroși împărați ai Imperiului Roman, dar a fost totodată cel care a codificat dreptul roman în anul 529, deci în secolul 6 după Hristos. În acest motiv, astăzi avem denumirea provenită din latină, justiție, de la numele lui, Justinian. Era just. Ce am putea să mai spunem despre Universitatea București, Facultatea de Drept? În această clădire este și rectoratul universității și totodată Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene. Clădirea s-a construit cu fonduri strânse de la persoane publice, câteva persoane având totuși diverse proprietăți le-au comercializat și au făcut donații, începând cu anul 1934 și până în 1936, când a fost deschisă. Mai sunt două bazoreliefuri, dar nu am reușit să le găsesc până acum, probabil vor fi pe lateralele. Așa, am văzut că sunt una cu magistrați din forul roman eliberând un sclav și Justinian plus magistrații. Sunt pe partea dreaptă și pe partea stângă pe fațadă. Haideți să le vedem puțin. Sculpturile au fost realizate tot de Ion Jalea, cel care a realizat și sculptura lui George Enescu din fața Operei Române, dar și de către Costin Georgescu. Dacă pe fațada, aici l-avem pe Justinian și magistrații, pe latura din dreapta, intrării principale, iar în partea stângă, o să-l vedeți, să vedeți eliberarea unui sclav în fața magistraților forului roman. Încercând să ajungem la cheiul Dâmboviței, să vedem cum această
Râu a fost canalizat, organizat în secolul al XIX-lea, avându-și cursul parțial prin aceste locuri. Mare păcat că atunci când a fost concepută canalizarea, să-i spunem, râului Dâmbovița, nu s-au gândit la croaziere cu vaporașe sau măcar cu bărci. Sunt mai multe ecluze, sunt diferențe de nivel, astfel că nu se pot realiza aceste croaziere și este mare păcat pentru că sunt foarte multe clădiri de însemnătate ale capitalei care pot fi văzute de-a lungul Dâmboviței. Am ieșit în bulevardul Elisabeta, un bulevard care leagă Piața Operei de Piața Universității, un bulevard cu o istorie frumoasă, cu multe clădiri din perioadă interbelică, dar și de sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, purtând numele primei regine a României, soția lui Carol I. Vorbind despre cartierul Cotroceni, am mai putea menționa că acesta se întinde de la Parcul Izvor, pe care îl avem în față, și cred că am putea spune două, trei vorbe și despre clădirea care se întrezărește printre copaci, care găzduiește și mai multe instituții publice, diplomatice ale României, printre care și Parlamentul, cu Camera Deputaților și Senatul. Suntem chiar pe latura unde se face accesul înspre Camera Deputaților. O clădire care, să spunem, a luat locul unui cartier întreg. Un cartier demolat în doar câteva nopți, locuințe strămutate, persoane nefericite, mutate. În 1983, Ceaușescu a decis că pe dealul acesta, al Spirii, dealul Spirii, ar trebui să apară o clădire de dimensiuni mari, să fie centrul civic al orașului București, să spunem să fie stat în stat, cât de cât cum este Vaticanul la Roma. Putem vedea Dâmbovița, două rățuște și doi rățoi, foarte drăguți, rățoii cu capetele colorate. Și vă spuneam că podurile, din păcate, sunt joase. Apa acum este totuși reglată ca și nivel de la barajul Morii. Însă sunt și ecluze și din păcate nu se pot fi efectuate croaziere. Ar fi interesant, am înțeles că acum vreo 15 ani ar fi existat un proiect la Primăria Capitalei să modifice întreg cursul Dunării prin centrul capitalei. Dar probabil că a fost mult prea costisitor și atunci s-a renunțat la idee. Întorcându-ne puțin la clădirea Palatului Parlamentului, pentru că vorbeam despre ea, însă o vom prezenta într-o altă ediție în detaliu. Ceaușescu a început construcția, inspirat de Palatul lui Mao Zedong, pe care îl vizitase în China. A dorit să facă o clădire mult mai puternică, care să reziste la cutremure, pentru că venea după cutremurul din 77. Se spune că ar rezista la un cutremur de peste 8 grade pe scara Richter. Are 12 etaje, 4 ar fi sub nivelul, pentru că a fost un deal pe care au fost aceste construcții, 85 de metri, peste 1500 de camere. 4 etaje, dar și mai multe încăperi din partea superioară sunt alocate Parlamentului României. Camera Senatului este deosebit de frumoasă. Merită o vizită specială.
Iar în spatele Palatului Parlamentului este în construcție Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect vechi al lui Carol, dar pus pe picioare în ultimii 15 ani, inaugurată în 2019, dar nedefinitivată. Sunt neamutat pe malul drept al Dâmboviței. Dâmbovița, un râu care se varsă în Argeș, iar Argeșul în Dunăre. Deci, să spunem așa, tributar Dunării într-un final. Un proiect pe care Ceaușescu l-avea, extinderea Bucureștiului, Bucureștiul să devină oraș riveran, să se poată face, să ajungă cât mai aproape de Dunăre. Din acest motiv, dacă mergeți dinspre București către Giurgiu, o să traversați râul Argeș, în care se varsă Dâmbovița, și o să vedeți că el este amenajat pe o parte, pentru că ar fi vrut să extindă Bucureștiul până acolo. Sunt sere, nu a apucat, așa că a rămas așa, o parte e amenajată, partea cealaltă nu. Însă aici avem patru clădiri importante care străjuiesc partea dreaptă, să-i spunem, a râului Dâmbovița. Pe partea cealaltă se spune că ar fi fost clădirea Facultății de Chimie, dar a căzut la cutremurul din 77, astăzi a luat locul blocul pe care îl vedeți. Și avem Facultatea de Biologie, fondată în 1864, tot de Alexandru Ioan Cuza, împreună cu întreaga Universitate a Bucureștiului, inițial Facultate de Științe, apoi s-a diversificat ca și studii. Astăzi este în strânsă legătură cu acorduri internaționale cu marile facultăți de biologie, de studii de ecologie din întreaga lume. Clădirea facultății, uitați sus, scrie așa cum a luat ea naștere la început de secolul 19, la început de secolul 20, sfârșit de secolul 19, început de secolul 20, ca Facultate de Științe. Morfologie, fiziologie, la fiecare intrare în clădire. Laboratoare performante există. Nu știu dacă ni se va permite puțin accesul. Să vedeți scara principală, de obicei este portar și ne întreabă. Dar putem încerca. Elemente de artă românească, arcadele care încadrează ferestrele, coloane. După clădirea Facultății de Biologie, facultatea a fost a Facultate de Științe, regăsim alte două clădiri construite la început de secolul 20, una mai veche, cealaltă puțin mai nouă. Prima a fost Institutul Victor Babeș, realizat de, după planurile arhitectului elvețian Louis Blanc, care are mai multe opere realizate în București. Puteți să vedeți, fondat la 1887, ca Institut Național de Cercetare-Dezvoltare. Inițial s-a numit Institutul de Bacteriologie. Victor Babeș, el era de origine română, jumătate român, jumătate austriac. S-a născut la Viena și a făcut studiile în Austria, dar și la Budapesta, după care a venit în țară și a condus acest institut. Cu un an înainte de moartea sa, institutul lui a fost decernat numele lui. S-a pensionat, iar institutul a primit numele lui Victor Babeș. Împreună cu Victor Andrei Horne au făcut primul tratat de bacteriologie din lume și a fost precursorul ideilor moderne ale antibioticelor.
Totodată, ofițer al Legiunii de Onoare, Victor Babeș. Institutele ambele, și Victor Babeș, dar și Cantacuzino, au avut o perioadă de declin, când nu au mai primit fonduri, cercetătorii români nu erau deloc susținuți. Am înțeles că din 2017 au fost trecute la Ministerul Sănătății și atunci parte din fondurile care se alocă sunt alocate și institutelor pentru cercetare. Lângă clădirea din 1887, după planurile arhitectului Louis Blanc, a Institutului Victor Babeș, regăsim clădirea unui alt institut de o mare valoare pentru întreaga lume, nu numai a Bucureștiului sau a României, Institutul Cantacuzino. Într-o clădire din anii 1921-24, fondată în urma unui decret dat de către regele Ferdinand. Inițial s-a numit Institutul de Seruri și Vaccinuri. Aici putem vedea declarația, legea de înființare a Institutului, o poză cu Cantacuzino, doctorul care a condus acest institut, profesor de medicină experimentală, decret promulgat de Ferdinand I. Dintre obiectivele acestui institut, încă de la înființare, puteți vedea prepararea serurilor vaccinurilor, a produselor biologice necesare diagnosticul, profilaxie și tratamentul bolilor infecțioase, formarea de cadre de specialitate, de cercetători, de medici, de profesori în domeniu și cercetări științifice privitoare la produsele și preparatele, continua lor ameliorare, introducerea de noi produse în cercetarea problemelor de patologie experimentală, de microbiologie și epidemiologie. Institutul Cantacuzino, după cum vedeți, a fost supranumit Vatican al științei. Iar doctorul Ioan Cantacuzino spunea: egoismul nu poate fi creator, unde lipsește dragostea, de acolo își fuge tineretul. Așa reușesc să-și atragă studenții. Cea mai mare bucurie a mea a fost de a împărtăși tinerilor știința pe care o dobândisem și de a deștepta în mintea lor dorința de a ști mai departe și de a-și adânci cunoștințele. Așa este, profesorul, elevul trebuie să-și depășească întotdeauna profesorul. Pentru contribuția sa în cel de-al doilea război balcanic și la încheierea tratatului de pace de la Trianon, prin un alt decret, profesorul Ioan Cantacuzino i-a fost acordat gradul de medic general de brigadă. Foarte multe din serurile care se produc astăzi pentru diverse alergii, boli, sunt produse aici. În cadrul Institutului Cantacuzino funcționează și centrul Jacques Monod cu sprijinul Institutului Pasteur din Paris, un centru de perfecționare internațională al cadrelor medicale. Și din, cum vă spuneam, din 1904, doctor Ioan Cantacuzino a lansat primele seruri antistreptococice și antidizenterice. Am ajuns în fața unei alte clădiri importante a Bucureștiului, o clădire care adăpostește una dintre vechile facultăți ale Universității București, Facultatea de Medicină Veterinară. Fondată și ea tot de Alexandru Ioan Cuza, a fost inițial școala superioară de studii medical-veterinare, condusă încă din anii 1860-61 de doctorul Carol Davila, în clădirea actuală, începând cu anul 1909. Aici este un întreg campus. Cei iubitori de animale
bănuiesc că îl cunosc foarte bine, pentru că în spate este o clinică foarte performantă, destinată tratării animalelor. Există în curtea clădirii și inclusiv pe fațada acestei clădiri, care este un amestec de stil românesc cu elemente bizantine inspirate din bisericile bizantine, omagiu de recunoștință lui Carol Davila, care a condus și Facultatea de Medicină Umană, întemeitor al învățământului de medicină veterinară. Acesta spunea, Carol Davila, și pe bună dreptate, că într-o țară care este preponderent agricolă, este necesară și o școală care să formeze medici, care să trateze animalele care se hrănesc cu o placă dezvelită pentru profesorul Locușteanu, omagiu de recunoștință din partea Asociației Medicilor Veterinari din România, titor al medicinei veterinare românești. A fost unul dintre profesorii care a scris o bună parte a istoriei veterinare în România între 1848-1922. Am mai putea spune despre Facultatea de Medicină Veterinară, această școală superioară, începută încă din vremea anilor 1860-61, inițial a plecat cu 34 de elevi, la aproape 100 de ani, la venirea perioadei comuniste, Facultatea de Medicină Veterinară, Școala Superioară de Studii Veterinare, a fuzionat cu Institutul de Zootehnie, iar mai apoi cu cel de Agronomie, în 1951. Astăzi, toate sunt sub egida aceiași universități. USAMV, unde am studiat și eu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. 160 de ani de învățământ medical veterinar românesc, 100 de ani de la dobândirea statutului de facultate. Dr. Carol Davila, foarte interesant, trebuie menționat, doctorul Carol Davila ieri era un amestec, să spunem, de italian cu francez, devenit român prin adopție, căsătorit aici și venit încă de la 20 ceva de ani și a dedicat întreaga viață cercetărilor medicale, atât umane cât și veterinare. Cei patru fondatori, practic, ai învățământului veterinar. Foarte important trebuie spus că această universitate este asociată cu toate marile institute de învățământ veterinar din lume. Facultatea de Medicină Veterinară din București este prima facultate de profil din România, evaluată și inclusă din martie 2002 pe lista facultăților aprobate de către Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Veterinar. Ce înseamnă acest lucru? Titlurile care s-au obținut de către studenți prin absolvirea facultății au fost recunoscute în întreaga Europa. Nu a fost nevoie de echivalarea lor. Sunt bucuroasă că am călcat și eu pe aici. Sunt bucuroasă că am călcat și eu pe aici. În spate sunt mai multe clădiri, sunt laboratoare, sunt mulți profesori foarte dedicați. Aveam un domn profesor, îmi scapă numele, la orele de anatomie animală, mergeam în laborator. Laboratorul era de dimensiuni mari, toate clădirile acestea au camere înalte, spațioase. Și facultatea mai are o clădire foarte frumoasă, tot de început de secol 20, în spate. Este chiar cu vedere către Catedrala Mântuirii Neamului. Acolo era o laboratoare de fiziologie animală, dar în partea aceasta făceam altă parte de studii și mi-aduc aminte că luau un os pe o masă, erau oase de la toate animalele, luau osul, îl arunca în aer, până picat, trebuia să spunem de la ce animal este.
Este foarte greu. Facultatea de medicină veterinară consider că e de 3 ori mai dificilă decât cea umană. Pentru că oamenii au aceeași structură, animalele fiecare sunt total diferite. O altă clădire în stil românesc de arhitectură, cu elemente sculptate pe care le regăsim pe ie, pe covoare. Astăzi adăpostește o firmă privată, sau ce este, da. Firmă de asigurări, un broker de asigurări. Vom înainta puțin. Vom face doar o incursiune scurtă în Caterul Cotroceni astăzi, să vedem o curte deosebit de frumoasă cu o fântână unică în București, cu clădiri construite în oglindă, față în față, puțin modificată, spun oamenii locului care locuiesc în casele de lângă, și frumos colorat, așa, un fântână Art Nouveau, să-i spunem. Cartierul Cotroceni are foarte multe... Ce faci tu, mă? Ce faci, mami? Tu uite-l cum stă, iubitul. Stai acolo, tu să te aștepți, te mângâie cineva. Dragii, foarte multe case sunt, vă spuneam, în formă de vapoare, stilul Art Deco, formă de pachebot, având chiar și catarge lipite pe frontispiciu. Vom face o altă incursiune pe străzi, pe toate străzile, să le vedem, dar și clădiri în stil românesc, de arhitectură românească. Arhitectura românească inspirată de natură. Copaci, frunze, mici sculpturi, vom vedea păsări măiastre din istoriile populare românești reprezentate, brâuri, cordoane, lanțul vieții, dar și elemente maure. Este de o bogăție deosebită acest cartier Cotroceni, dezvoltat în special în perioada interbelică. Da. Aici este o străduță cu fundătură, în care clădirile care sunt pe partea dreaptă au fost construite în oglinde ca cele de pe partea stângă. Numai că au mai suferit modificări de-a lungul timpului, neavând o lege, să spunem, a arhitecturii, a respectării arhitecturii, s-au făcut multe modificări. Totuși se poate vedea această simetrie, da? Această simetrie frumoasă între clădiri, niște clădiri cu elemente de artă neoromânească, dar și cu elemente de renaștere, că pe fond arta neoromânească vine din renaștere, artiștii ai renașterii italiene. Au venit în secolul XVII în țara românească și, inspirați de frumusețea naturii, au creat împreună cu artiștii români stilul românesc. Clădirile acestea se spune că una ar putea denumirea Eugenia, cealaltă Ecaterina, pe partea stângă sau dreapta. Aici cred că este modificarea cea mai evidentă a fațadei clădirilor, cea din stânga, care a fost transformată cumva într-un Art Deco. Vedeți că are acest hublon, are fațada, îi lipsește, cred că sigur a avut și catarg pe mijloc. De obicei au lipite un catarg. Iar în mijlocul acestei piațete, poate unica fântână veche, acestui cartier Cotroceni, mai veche, nu foarte veche nici ea, de inspirație Art Nouveau, să zicem precursoare a stilului Art Nouveau, fântâna Costache Negri, de la 1899. Se zice că și aceasta
pe partea de exterior a fost modificată după cutremurul din 1977. Gură de leu. Multe din fântânile de sfârșit de secol XIX, dacă veți merge și la Bușteni, este una chiar pe bulevardul principal, pe calea Bucureștilor, cred că îi spune, aproape de centru, de fosta primărie. La traversare tot așa este, cu gură de leu. Așa era influența vremurilor. Era bună dacă era cu apă potabilă. Da. Da. E frumoasă, e frumoasă. Aici da. E un peisaj aparte, așa, da. O fântână în... într-o fundătură, practic. Și este și o liniște aparte, vedeți? Că e dincolo izolată fonică făcută de clădiri. De jur împrejur. Am ajuns în fața monumentului eroilor sanitari. Un monument ridicat în anul 1932, să spunem așa, cerut spre a se construi de către Regina Maria. Ar trebui să menționăm că primele două regine ale României, deși nu erau de origine română, s-au dedicat total acestei țări. Regina Elisabeta a participat ca și soră de caritate în războiul de independență, în diversele locații reședințe ale familiei regăsim statui prezentând-o pe Regina Elisabeta îngrijind soldații de pe front, dar și în spitalele de caritate. Iar Regina Maria, cea de-a doua regină a României, jumătate origine rusă, nepoata țarului Alexandru, dar și a mamei Europei, cum a fost supranumită Regina Victoria Angliei, a participat în primul război mondial. Iar acest monument este închinat eroilor primului război mondial, eroilor sanitari, medicilor, brancardierilor, tuturor celor care și-au adus contribuția pentru unirea regiunilor, unirea principatelor românești într-o singură țară, în 1918. Un război cu multe pierderi de vieți. Mare parte din aceste altoreliefuri, vedeți că față de Facultatea de Drept, unde vă spuneam că sunt basoreliefuri, aici avem altoreliefuri. Ce înseamnă basorelief, altorelief? Basoreliefurile sunt sculptura joasă, mai adâncită, nu foarte mult ieșită în afară. Altoreliefuri sunt cele unde vedem bine personajele. Toate aceste personaje, care alcătuiesc practic un brâu în jurul coloanelor principale, care susțin un personaj feminin cu sabie și cu nună, un ostaș sanitar și un erou căzut, da? Personajul feminin reprezentând practic gloria și încoronarea ostașului sanitar cu mapa sanitară de îngrijire a celor răniți pe front, iar cel căzut, glorie țării românești. Delegați. Ce-i Japonia? Nu. Da. De jur împrejur, vă spuneam că sunt patru scene, toate vorbind practic de primul război mondial,
Am înțeles că se referă în special la anul 1917, când au fost cele mai crunte bătălii date pe fronturile Primului Război Mondial. Iar personajul care este regăsit pe două dintre părți, dar și pe partea centrală, ar fi chiar Regina Maria, însoțită de fica sa, Principesa Elisabeta, dar și de prințul Nicolae, în uniformă de cadet. Pe partea dinspre cartierul Cotroceni, spre partea dinspre medicină veterinară, avem brancardieri, soldați, dar și soldați răniți, așezați în poziție orizontală. În partea dinspre spitalul municipal, soldații veniți, o parte dintre ei călare, persoane rănite, sub îngrijire medicală, s-ar presupune că ar fi regele Ferdinand cel care este prezent călare, iar soldatul îl salută. Iar pe această parte, dinspre râul Dâmbovița, o vedem pe Regina Maria, întâmpinată de către medici, medicii militari, de către surorile de caritate, de la spitalele de caritate înființate, chiar și în incinta mănăstirilor, inclusiv la Bran a fost un spital de caritate pentru cei răniți în Primul Război Mondial, unul dintre medicii militari sărutându-i mâna. Acest monument a fost realizat de Raffaello Romanelli, un sculptor italian, în marmură, soclul și bronz, altoreliefurile, cât și principalele personaje, cele trei din fruntea monumentului, și a avut o restaurare majoră, întrucât a fost, să spunem, descompus când s-a construit metroul în anii 80, reașezat pe loc în 1981, și restaurat. Se spune că a scăpat perioadei comuniste pentru că nu există niciun nume legat de monarhie. Știți că tot ce a fost în București care stipulau cât de cât un nume al regelui sau al reginei a fost acoperit. Acesta, neavând niciun personaj, a rămas, să spunem așa, integru. Pe partea cealaltă a Dâmboviței, poate ne putem puțin apropia, putem vedea o clădire de dimensiuni mari care era aproape gata, să spunem, construită în perioada comunistă, atunci când s-au construit și acele circuri ale foametei. Mari hale în care Ceaușescu dorea să facă piețe, practic. Deși despre această clădire se spune că ar fi fost destinată radioului național, eu m-am informat puțin mai bine, poate, sper că sursele sunt reale, și am înțeles că, de fapt, clădirea a fost destinată, avea ca destinație să fie un complex muzeal, un complex muzeal de dimensiuni mari, cum mai există în alte orașe ale lumii, în care să fie, cred că mai bine puse toate muzeele de artă ale Bucureștiului. Și cred că are mai multă logică ceea ce spun, pentru că totuși pentru o clădire a Radioului Național fără televiziune, cred că totuși clădirea era de dimensiuni mult prea mari. Ca să ai într-o astfel de clădire monumentală toate muzeele de artă, da, chiar
găsesc plauzibil această variantă. Ideea este că Revoluția Română a venit neașteptat peste întreaga țară, peste întreg Bucureștiul. Clădirii poate, deși ar mai fi trebuit încă o lună de zile să fie definitivată și deschisă, a rămas în paragină pentru foarte mulți ani, până în perioada, cred, 2007-2008, când o companie turcă inițial, ulterior asociația, am înțeles, cu o companie evreiască din Statele Unite, nu știu dacă au cumpărat sau au luat ansamblu pentru o perioadă de timp, au vrut să-l transforme, au tăiat clădirea pe din două, chiar pe mijlocul ei, cu vedere înspre Piața Operei. După machetele pe care aceștia le aveau în incinta birourilor care se aflau chiar în spate, în curtea din spate a clădirii, s-ar fi întrevăzut o roată de dimensiuni mari în partea aceasta a decupajului, cum este London Eye, ochiul Londrei. Roata aceea care acum 2 ani de zile, o roată de dimensiuni un pic mai mici, a fost adusă și la Constanța din Italia, în portul Tomis. Se puteau vedea lucrările la cazinoul din Constanța. Din păcate, a venit anul 2009-2010, când piața economică mondială a fost în declin, în picaj, și deși proiectele erau de anvergură, au rămas nedefinitivate. S-ar spune că clădirea e blestemată să rămână așa, fără să fie terminată. Păcat, pentru că ar putea fi un ansamblu muzeal, eu așa îl văd. Magazine, mall-uri avem destule, cred că un ansamblu muzeal cu o grădină superbă în spate ar fi mai mult decât potrivită aici pe cursul râului Dâmbovița, unde s-au construit foarte multe clădiri, putem să le vedem pe cele pe fundal, de factură modernă, poduri până la lacul Mori. Pe partea stângă a râului Dâmbovița este spitalul municipal, construit în perioada comunistă. Iar după spitalul municipal, chiar în spatele acestuia, Facultatea de Medicină Umană. Fondator Carol Davila, a cărui statuie o putem regăsi în fața facultății, și tot pe o latură a facultății avem și statuia lui Nicolae Păulescu, un nume foarte important în istoria sanitară a întregii lumi, cel care a inventat pancreina. Pancreina, de fapt, a fost insulina, descoperită mai târziu de 2 canadieni. Însă precursorul acestei descoperiri a fost medicul român Nicolae Păulescu. Datorită lui, viața multor oameni astăzi este salvată. Suntem în partea lateral stânga a bisericii Sfântul Elefterie Nou, o biserică construită în aproape 36 de ani, începută în anii 1935, terminată în perioada comunistă, în 1971. Au existat și astfel de construcții, ca de altfel și clădirea Guvernului României, care a fost începută în perioada regalistă, terminată în perioada comunistă. S-a mai modificat planurile, în schimb, la arhitectura Guvernului. Aceasta de factură neoromânească, reprezentantul pe Sfântul Elefiere, foarte frumos, într-un mozaic privind practic orașul. În această fostă insulă, să-i spunem, a Cotroceniului, unde vom vedea, rămas așa în mijlocul bulevardului, a străzii, și biserica veche, Sfântul Elefterie, o biserică în stil neobrâncovenesc, stil brâncovenesc, cu frescă exterioară.
construită cea veche între 1743-1744. Catapeteasma acestei biserici pe care o avem în față, de dimensiuni destul de mari, a fost realizată de doi artiști în lemn de cireș și este considerată unicat în România. Vom încerca să vedem pictura interioară a bisericii, cât și stranele, ca să-i spunem așa, suprapuse, chiar de la înălțime, care ne oferă o imagine deosebită asupra catapetesmei, a altarului și a întregii ansamblului din incinta bisericii. Avem aici trei mucenici. Îl avem pe doi mucenici și Iisus Hristos pe mijloc. Iisus Hristos Nica, învingătorul, pace vouă, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare Mucenic Elefterie. Iisus Hristos Pantocrator, Sfântul Ioan Botezătorul și Maica Domnului. Această imagine, de fapt, este supranumită în arta religioasă de Isis. Întotdeauna Mântuitorul este încadrat de două persoane foarte dragi, poate cele mai dragi din viața sa reală, umană, Maica Domnului, Maica sa și vărul său, Sfântul Ioan Botezătorul. Este monument de arhitectură, cum vă spuneam, între 1935-1971, stil neobizantin, cu plan tripcruce greacă înscrisă, construită după planul arhitectului Constantin Loțu și cu participarea inginerului Dumitru Marcu. Pictura interioară realizată de Iosif Keber și Vasile Rudeanu, iar catapeteasma, după cum vă spuneam, Grigore Dumitrescu și Aurel Obreja, în lemn de cireș. Haideți să vedem puțin interiorul bisericii. Avem trei mucenice pe partea din stânga, Efrosina, Varvara, Sfânta Maie Mucenică Alexandra, iar pe partea din dreapta este Sfântul Preafericitul Părinte Iustinian. Este cel în perioada căruia a fost construită biserica. Din acest motiv și apare biserica pe fundalul picturii. A fost dăruită, practic, întreaga mănăstire lui Iisus Hristos. În general, acesta se numește tablou votiv. Tablou votiv sunt ctitorii mănăstirii și, în mod normal, sunt așezați pe peretele de la intrare, dar această biserică, având trei intrări mari, fiind de dimensiuni mari, nu a mai existat loc și au făcut pe pereții laterali. Un antamănunt al bisericii, putem vedea aici imagini din viața lui Iisus Hristos. Iisus cu Petru pe mare. Se știe din Biblie că primii apostoli al lui Iisus Hristos erau de fapt pescari. Andrei, Sfântul Andrei, primul apostol al lui Hristos, frate al lui Simon, Petru, Pavel, putem vedea coborârea în infern sau învierea lui Iisus Hristos. Vedeți că piatra mormântului se desface și el coboară să dea viață celor adormiți. Cina cea de taină, dar și Iisus pe Golgota, alături de cei doi păgâni care au fost crucificați odată cu el, unul dintre cei doi, recunoscându-l ca fiul lui Dumnezeu, acesta fiind, de fapt, și primul care a fost iertat și scos din infern. Este regăsit în multe dintre picturile bisericilor noastre, pentru că el, în ultimul moment, și-a dat seama că, de fapt, Iisus Hristos a fost Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și nu numai un om, un profet, așa cum multe religii îl consideră. Sunt
Imaginea principală a Maicii Domnului cu pruncul este realizată de către Arsenie Boca. El a pictat mai multe dintre icoanele pe care le regăsim în diverse mănăstiri. Știți că s-a nevoit la mănăstirea Brâncoveanu. Se spune că regimul comunist a fost cel care i-a pus capăt zilelor. Unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, părintele Arsenie Boca. Vedem iconostasul foarte frumos, din lemn de cireș, sculptat, cu 4-5 registre. Registrul de jos reprezentând-o pe Maica Domnului cu pruncul, împărăteasă, Iisus Hristos, protectorul, Sfântul Ioan, botezătorul în partea stângă, lângă Maica Domnului, și Sfântul Mucenic Elefterie, căruia este dedicată biserica în partea dreaptă. Pe Sfântul Elefterie îl regăsim în imagine completă și la coborârea de pe scările din fața iconostasului. Iconostasul, cum vă puneam și în alte prezentări, este de fapt acest perete de separare, perete cu imagini care separă altarul de naos, de naosul, de partea centrală a bisericii, unde întotdeauna pe turlă, în interior, este pictat Iisus Hristos Pantocrator. La Biserica Catolică, iconostasul a fost eliminat. Slujbele cu masa sfântă se fac deschis, în mod deschis. Unul dintre preoții diverselor congregații pe care le-am mai plimbat în tururi mi-a spus, zice, suntem oameni show. Adică sunt... Da, au zis să nu se fie, dar însă sunt foarte multe slujbe care se fac în taină. Biserica Ortodoxă fiind biserica veche, ortodox, drumul corect, drumul cel vechi, este considerată cea mai veche și atunci au vrut să păstreze această taină. Sunt părțile principale ale Sfântei Liturghii care se citesc între Sfânta Evanghelie, când se citește Evanghelia zilei respective de sărbătoare, și Tatăl nostru, este partea cea mai importantă a slujbei, toată este importantă, dar atunci sunt foarte multe rugăciuni care se rostesc cu voce joasă de către preot în incinta altarului, în fața meței sfinte, de foarte multe ori preotul stă în genunchi. Și aceasta este taina, de fapt, taina bisericii. În partea stângă, moaște ale Sfântului Elefterie, oferită de la Mănăstirea Țigănești, am înțeles, la fondarea bisericii. Maica Domnului, cu părinții săi, Sfântul și Dreptul Ioachim și Ana, predica Sfântului Apostol Petru în ziua de Rusalii, Sfântul Evanghelist Marcu și Sfântul Evanghelist Luca. Pe ceilalți doi sfinți evangheliști i-am văzut în exterior. Sfântul Apostol Pavel vorbind în Areopag cu ceilalți apostoli. Din nou, imaginea de Isis de care vă vorbeam afară, Iisus Hristos așezat pe tron, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorului. Vă spuneam că Maica Domnului este așezată întotdeauna în fruntea bisericii, în altar, pentru că ea este Maica Salvatorului, omenirii, sufletului omului, așa cum biserica este mama tuturor credincioșilor. Iar pe iconostas, pe lângă sculptura deosebită în lemn de cireș, pe care o putem vedea, și icoanele de pe primul registru, avem și cele 12 sărbători principale ale creștinătății, începând cu nașterea Maicii Domnului, deci pe registru 2, în partea stângă, prezentarea, aducerea la templu, la dorsa de trei ani a Maicii Domnului, buna vestire când Sfântul Gavril cu un crin în mână o anunță pe Maica Domnului că va naște Mântuitorul, această imagine în
Biblia este regăsită de 4 ori. Maica Domnului, inițial, Maicii Domnului vine să creadă. Și le putem vedea reprezentate în freșcele de pe bisericile din Bucovina. În la Mănăstirea Moldovița din Bucovina este prezent, pictat în peste 24 de scene, acatistul Maicii Domnului. 4 dintre scene sunt dedicate acestui moment, Bunei Vestiri. Nașterea lui Iisus Hristos, prezentarea la templu, botezul Domnului de către Sfântul Vărul Său, Sfântul Ioan Botezătorul, iar apoi se continuă viața lui Iisus Hristos, intrarea în Ierusalim, răstignirea lui Iisus Hristos, dar și momentul învierii, coborârea la iad, când dă mâna lui Adam și Evei, care erau morți, îngropați de păcatele lor, și îi aduce la viață. Reprezintă, de fapt, salvarea omenirii, înălțarea la cer a Domnului și binecuvântarea, Duhul Sfânt, care cade asupra Maicii Domnului, apostolilor și a întregii omeniri. La cel de-a treilea registru sunt cei 12 apostoli, iar la mijloc aceeași imagine de Isis, pe registru inferior, cina cea de taină. Iar în arcele de sus îi avem pe arhangeli, în partea stângă, arhanghelul Mihail, în partea dreaptă, arhanghelul de obicei cu o sabie în mână, arhanghel militar a fost, iar în partea dreaptă arhanghelul Gavril, iar pe mijloc este Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl cu mantia verde, Iisus Hristos Fiul cu mantia albastru, cu roșu și crucea, și Duhul Sfânt, reprezentat ca un duh de foc, ca un porumbel. Iar mai sus este crucifixul lui Iisus Hristos, Iisus crucificat, Maica Domnului și Sfântul Ioan Apostolul, care l-a iubit foarte mult pe Hristos. Deci nu este Ioan Botezătorul, acesta deja trecând în lumea celor drepți la momentul răstignirii lui Hristos. O altă imagine a pogoririi Sfântului Duh, foarte interesantă, o avem în partea stângă a iconostasului. Așezați probabil pe scările templului din Ierusalim, apostolii așteaptă să primească Sfântul Duh de la Iisus Hristos. Iar imaginea aceasta pe care o vedem cu Iisus Hristos, cu începutul Alfa și Omega, în Cartea Vieții, pe mijloc, este o imagine care a fost pictată foarte mult și de Grigorescu. Se regăsește ca icoană în casele multor români, care cu siguranță nu știu că Grigorescu a pictat-o, dar este inițial făcută la Mănăstirea Agapia, când Grigorescu era foarte tânăr, iar maica stareță de acolo l-a invitat să picteze. Multe biserici sunt pictate de Tătărescu, de Grigorescu. Aici avem nașterea Mântuitorului și nunta din Cana Galilei, când Iisus transformă... Este foarte interesant să mergeți la Cana Galilei. Se păstrează oarecum imaginea pe care o vedem în toate bisericile pictate. Și vasele, amforele acelea în care se ținea vinul și a fost apă, de fapt, transformată în vin pentru meseni. Iisus le vorbește copiilor și din nou Maica Domnului, Sfânta Fecioară, cu Buna Vestire pe mijloc, în medalionul acela rotund. Iar acolo este Maica Domnului adusă la templu la vârsta de 3 ani de zile. Pe mijloc este altarul Sfintei Liturghii și îl vedem Iisus Hristos,
Vedeți că sunt ca niște trepte, practic. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Avem marama Veronicăi, cea care l-a întâmpinat pe Iisus Hristos când urca pe Golgota în chinuri groaznice și i-a șters fața cu o năframă, iar chipul lui a rămas imprimat pe această maramă. În partea ultima a treptelor, dumnezeiasca liturghie, cum îngerii primesc în același timp cu oamenii dumnezeiasca liturghie în ziua Duminicii sau când este sărbătoare. Dumnezeu, Tatăl și Sfântul Duh sunt pe mijloc, reprezentați deasupra cărții deschise, unde se citește Sfânta Liturghie. Iar de obicei, în cupola principală, sunt pictate rândurile arhierești de îngeri, profeți. Foarte frumos se vede slujba și dacă mergeți la stranele de la nivelurile superioare, cel la nivelul coralei, o corală foarte frumoasă. Aici avem din nou Sfânta Treime și minuni din viața lui Iisus Hristos, vindecarea orbului în partea dreaptă, buna samarineancă la izvor pe partea stângă. Ca o insuliță în mijlocul acestui cartier cotrocit pe podul eroilor și putem vedea biserica Sfântul Eleftherie vechi, de la 1743-44. A fost restaurată și încă mai păstrează pe lângă fresca interioară și o foarte frumos reprezentată fresca de la intrare în biserică. Încadramentele ușilor, ferestrelor, cu sculptură florală. Arborele de catifea, mimosa, care miroase foarte frumos. Poate fi, acum are păstăile care se pot cultiva și poate fi ori roz, ori un bleu movuliu. Iar pe fațada principală putem vedea foarte frumos reprezentată fresca judecății de apoi. În partea stângă, ținând cheia împărăției, primul personaj de jos este Sfântul Petru. El are cheia raiului. Trei dintre ierarhii vremurilor sunt așezați, unul cu copiii. Copiii sunt inocenți, inocenții din rai. De fapt, este reprezentarea raiului. Maica Domnului așteptându-i pe păcătoși în mijloc, încadrată de cei doi arhangheli, dar și primul păcătos care a fost pe Golgota și care l-a recunoscut pe Hristos. Și a fost primul al cărui suflet a fost scos din iad și a spus: ia-mă și pe mine, Dumnezeule, când vei pleca cu tine în împărăția ta. Apoi toți sfinții care au primit aureolele, nimburile luminoase, de la împărați, mucenici, martiri. Iar partea din dreapta prezintă iadul. În religia ortodoxă față de religia catolică nu există purgatoriu. Acolo există o a doua șansă.
Aici nu există o a doua șansă. Practic, viața noastră de zi cu zi trebuie să fie un exemplu și un model către ce tindem. În dreapta vedem focul infernului pe Skaraoski. Este reprezentat diavolul sub diverse forme. Îl vedeți jos, cum prinde trupurile oamenilor. Și trupurile sunt nude. Sunt mare parte dezbrăcate. De ce sunt mare parte dezbrăcate? Pentru că, de fapt, nu trupurile merg nici în rai și nici în iad, ci sufletele oamenilor. Iar când ajungem la judecata de apoi, lăsăm absolut tot ce avem material, doar sufletul se prezintă. Astfel că cei care au gândit pictura încă din cele mai străvesc timpuri au avut capacitatea aceasta de a sintetiza foarte bine lucrurile și au prezentat la judecata de apoi sufletul omului, adică omul dezbrăcat de cele materiale. În partea de jos, păcatele. Îi vedeți dracii care îi pedepsesc pe cei și îi chinuie în iad. Toate păcatele sunt reprezentate aici. Scena este de dimensiuni mici, dar dacă mergeți la Voroneț, care este supranumită cum îi spune, Capela Sixtina Orientului, pe un întreg perete vestic, avem pictura aceasta în cele mai mici detalii. La fel la Mănăstirea Horezu, care este în UNESCO, și Voronețul tot așa. Uitați-vă cum diavolii așteaptă sufletele celor. Omul când moare, ce face? Sufletul iese din corp, părăsește corpul. De ce preotul, atunci când se solicite ultima împărtășanie celui care e pe patul de moarte, iar dacă deja a deschis gura, înseamnă că sufletul a ieșit. Împărtășania nu se mai face. Este prezentată imaginea chiar jos acolo și un diavol așteaptă sufletul păcătosului. Toate păcatele sunt reprezentate pe diverse niveluri și sunt și înscrise, dar sunt cu litere chirilice, în focul iadului. Acolo sunt. Iar în partea de sus îl avem pe Moise, primul personaj din Capătul Focului, care, uitați că și scrie în slavonă, îi conduce și le arată totuși calea. Au fost foarte multe populații care nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos. Evrei l-au blamat, armenienii, mulți care n-au, au fost monofiziți armenienii, n-au recunoscut imaginea duală a lui Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, deci ca persoană dumnezească, dar și ca persoană umană. Și atunci ei au fost reprezentați pe această scenă a judecății de apoi în iad, pentru că n-au vrut să recunoască pe Fiul Domnului, care a salvat de fapt sufletul omului și a dat viața pentru sufletul omului. Pe partea din mijloc îi avem, avem pe, aici este Sfânta Masa Liturghiei cu Duhul Sfânt și în partea stânga și dreapta avem apostolii. Mai sus, cu siguranță, deasupra, dar nu se vede, deasupra Sfântului Duh, ar trebui să fie Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Axis Mundi. Legătura dintre cer și pământ, judecata de apoi, de obicei sub scaunul Sfântului Duh este o, dar aici a luat loc ușa de la intrare, o balanță, sub balanță este trupul nud. De partea dreaptă a balanței sunt diavolii care trag de balanță spre infern, de partea stângă sunt îngerii care încurajează pe bun că va ajunge în paradis. Asta este judecata de apoi, iar pe mijloc este Sfânta Treime, care judecă și decide unde vor merge cei care vin la judecata de apoi. Foarte frumoasă este și la mănăstirea Sucevița, reprezentată scara Sfântului Ioan Scăraru, cu cele 32-33 de trepte, cu virtuți, pe care de o parte sunt îngerii care încurajează pe cei care vor să urce la Iisus Hristos la judecata de apoi, pe cealaltă parte diavolii care îi trag de picioare și le spun păcatele.
Și foarte frumos un brăduț argintiu. Suntem tot în cartierul Cotroceni, pe partea centrală, acolo unde s-au făcut și intrările către noua linie de metrou. Foarte frumoasă este această legătură, conexiune care s-a făcut între linia veche construită în anii 80, dar și linia nouă de metrou care leagă drumul Taberii de restul metroului bucureștean. S-a sperat atunci la o decongestionare a traficului. Nu este foarte evidentă, însă la interior este foarte frumos realizată, merită chiar o vizită. Toate stațiile noi făcute, începând cu capătul dinspre drumul Taberei, piața Valea Ialomiței și până aici la Eroilor, sunt foarte frumos reprezentate. Stația de la parc prezintă podul din parcul Moghioroș, parc Moghioroș care are de altfel și o grădină botanică, să-i spunem, niște sere la interior, 7 sere cu arbuști din toate colțurile lumii și merită vizitate. Dar și celelalte stații, inclusiv și a Academiei Militare, iar aici, pe mijloc, la Eroilor, sunt foarte multe desene care reprezintă practic tot cartierul. Avem în fața Spitalului Municipal un monument dedicat eroilor artileriști din primul și al doilea război mondial, iar în capătul acestui bulevard, Bulevardul Eroilor, este Academia Militară. O vom vedea într-o vizită ulterioară în cartierul Cotroceni. Ea străjuiește bulevardul. Pune, să spunem, capăt bulevardului Eroilor cu un alt orelief foarte frumos reprezentând istoria țării. Este sus așa într-o parte. O vom vedea data viitoare, în următoarea incursiune. Dar acesta este Bulevardul Eroilor. Acum mergem să vedem clădirea Facultății de Medicină Umană, construită la început de secol 20, 1902-1903, tot după proiectul arhitectului Louis Blanc, care s-a inspirat, din câte am citit, după opera Garnier din Paris, holurile operei Garnier. Lângă Facultatea de Medicină Umană regăsim și statuia medicului care, vă spuneam mai devreme, a dat o șansă la viață diabeticilor, Nicolae Păulescu, care a trăit între 1869-1931 și a descoperit pancreina, s-a numit produsul său, care de fapt a fost insulina. Din păcate, insulina nu a fost patentată ca produs descoperit în România, deși el este inventatorul de drept, ci a fost patentată de doi canadieni. În anul 2019, monumentul a fost recondiționat cu sprijinul primăriei sectorului 5 și Centrului Cultural de Tineret Ștefan Iordache, cea două fundații, el fiind vandalizat, mâzgălit cu graffiti, cum de altfel multe alte clădiri sau muzee sau obiective turistice. Omul total al științelor medicale românești, 3 doctorate la Paris, un intens travaliu științific cu peste 20 de priorități medicale, culminând cu descoperirea insulinei. A condus catedra de fiziologie a Facultății de Medicină Carol Davila între 1901-1931, coautor la mare tratat de medicină Lanserot Păulescu, 4.000 de pagini, 4 volume publicate succesiv la Paris între 1903-1906, 1912-1930 și unic autor al faimosului Traité de Physiologie Médicale,
2000 de pagini, 3 volume, publicate în 1919, 1920, 1921. De pe Soclu Păulescu ne spune: adevărul este aici, în cartea pe care o strânge la piept. Nedreptățiți în timpul vieții, va fi prezent în eternitate, mai presus de premiul Nobel. Interesant că parcă schimbă culoarea cu roșu, cu inscripția. Consacrarea multor inventatori sau artiști a venit după moarte, din păcate. Nu s-au putut bucura, poate, de roadele muncilor, deși cred că sufletul se bucură ori și unde, în eternitate. Imediat vom vedea frumoasa clădire a Facultății de Medicină Umană, cu statuia realizată de către Carol Storck, un artist celebru la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, situată chiar în fațada principală a clădirii, reprezentându-l pe fondatorul facultății, Carol Davila. În curtea facultății, curtea practic se leagă de curtea spitalului municipal, există și un bazin de not. Știți că înainte era obligatoriu, una din disciplinele pe care le făceau studenții facultății de medicină și cred că a rămas, era educația fizică. Pentru că întotdeauna, da, minte sănătoasă în corp sănătos, dar și atunci când existau războaie, aceștia întotdeauna trebuiau să fie pe locurile, pe frunturile de luptă, să îngrijească soldații și trebuiau să aibă o condiție fizică bună. Să vedem, și poate reușim să intrăm, să vedem, acolo este piscina acoperită. La un moment dat a fost spusă, cred că anul trecut sau acum 2 ani, era istoria medicinei românești de-a lungul, se aniversa o perioadă anume, de nu știu câți ani, de la 1902-1903, și erau afișe cu toate personalitățile care au scris tratate despre medicină sau medici. Vom încerca să și intrăm în holul facultății, holul principal, și poate reușim să ajungem la cabinetul de anatomie. Unul dintre cabinete. Acum este un congres, a fost între 6-8 octombrie. Stresul, provocare multidisciplinară, noile paradigme medicale, sociale și economice. Cum vă spuneam, în față statuia generalului doctor cu simbolul medicinei, șarpele, Carol Davila, 1828-1884, realizată de Carol Storck, inițiator, creator, organizator al învățământului medical din România. Am înțeles că facultatea, clădirea inițială a fost destinată facultate de farmacie, după care s-a decis să fie sediul Facultății de Medicină Umană. Haideți să încercăm să intrăm puțin în clădire. Personaje alegorice pe fațadă, în partea superioară. Concursuri dificile au loc în fiecare an pentru coparea locurilor la facultate, dar și laurii pe care îi primesc absolvenții nu sunt mai prejos. Este o universitate de prestigiu, o facultate de prestigiu. Suntem în interiorul acestei clădiri.
unde avem prezente busturi ale diversilor medici, doctorul Carol Davila, Dumitrescu Severeanu, profesor doctor, cei care au contribuit la formarea învățământului medical românesc, Ion Cantacuzino, despre care am vorbit mai devreme. Superbă este cupola, interiorul decorat aurit, inspirat din arhitectura franceză, precursoare ale artei nouveau, metal și sticlă. Aceste frumoase porți de intrare în sălile mari, același stil îl regăsim în multe dintre sălile Palatului Versailles, dar și o galerie de picturi cu medicii importanți ai facultății de-a lungul timpului și foarte multe plăci comemorative, amintind de aceștia. Aici e mai simplu. Poate reușim să intrăm la vreun... Seamănă foarte mult cu părți din corurile operei Garnier din Paris. Este teatrală clădirea. Aici ieșim în curte, chiar la bazin. Uite, dacă vreți să vă cumpărați o uniformă medicală, foarte drăguț, hanoraci. Chem această parte dedicată clădirilor de dimensiuni mai mari din area cartierului Cotroceni, cu emblematica clădire a Facultății de Medicină Umană, recunoscută mondial prin numele și renumele celor care au studiat aici, și mă refer nu numai la cei de origine română, dar și străinii care au venit de-a lungul timpului. Unii au rămas în țară, alții au plecat și au purtat renumele în afară, în țările lor. Încă...